În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, înainte de toate să mă îngăduiți să mulțumesc Părintelui Iulian pentru că mi-a prilejuit din nou să fiu în mijlocul dumneavoastră la o zi deosebită, deosebită nu numai prin taina Sfântului Maslu, dar deosebită prin vremea liturgică a anului Mântuirii în care ne găsim. Astăzi, după masă, l-am întrebat pe Părintele, știind că trebuie să vin încoace, despre ce a vorbit astăzi și dacă ar fi potrivit să vă împărtășesc câteva gânduri legate de semnificația acestei duminici și, în mod deosebit, despre prăpastia în care ne duce păcatul desfrânării, dar și șansa de a deveni precum cuvioasa Maria Egipteanca. Și auzind că Părintele va vorbi despre ceea ce face păcatul în firea noastră, moartea pe care o aduce, starea de iad în care ne introduce despărțirea de Dumnezeu și că va vorbi despre aspecte ale iadului și ale raiului, am socotit de cuvință să vă împărtășesc câteva gânduri în continuare a ceea ce bănuiesc că Părintele va vorbi astăzi, respectiv câteva cuvinte legate de felul în care Dumnezeu judecă lumea. Este judecata lui Dumnezeu cu lumea. Și părinții bisericii, în acord, spun că Dumnezeu păstrează lumea noastră și conduce lumea noastră prin pronie sau purtare de grijă și prin judecată. Că pronia lui Dumnezeu înseamnă judecata pe care Dumnezeu o face cu noi, iar judecata pe care Dumnezeu o face cu lumea este o neîncetată purtare de grijă. Și că Dumnezeu ne judecă pe noi și creația sa cel puțin în trei chipuri, în trei moduri. Că există, spun părinții, o judecată a lui Dumnezeu cu lumea, pe care o face cu lumea înainte de a se sfârși istoria, pe care Dumnezeu o face cu noi câtă vreme suntem în viața pământească. Dumnezeu judecă creația și umanitatea în mod deosebit, o judecă și o va judeca purtându-i de grijă înainte de sfârșitul lumii, înainte de sfârșitul istoriei. Că Dumnezeu ne judecă pe fiecare în parte, proniindu-ne și ne proniază judecându-ne până în ceasul morții noastre. Că acesta ar fi primul fel în care și prin care Dumnezeu se judecă cu noi. Și icoana acestei judecăți este prezentată în parabola fiului risipitor. Risipitorul care se întoarce, risipitorul care își vine întâi în sine și apoi vine acasă. Vine acasă și spune tatălui, nu sunt vrednic să numănuiesc fiu, primește-mă ca pe un argat. Și tatăl, adică Dumnezeu, își începe judecata cu pruncul său, judecata cu risipitorul care se întoarce și îi spune, vrei să fii argat? Te fac fiu, nu cer nimic, îți dau totul. Și nu numai atât, după ce Dumnezeu rostește, am zice, rechizitoriul rostit mai înainte, Dumnezeu rostește și sentința și spune, tăiați vițelul cel îngreșat, dați haine pe el, inel în deget și să ne bucurăm. Așa judecă Dumnezeu lumea și așa va judeca Dumnezeu lumea până la capătul istoriei cu toți risipitorii care se întorc. Oare nu judecă Dumnezeu, nu ne judecă Dumnezeu pe toți
În acest fel, atunci când noi risipitorii venim de pe cărările păcatului, venim la taina spovedaniei și, precum risipitorul, spunem: am făcut și asta, am nelegiuit și cealaltă. Și ce face Dumnezeu? Pune mâna pe creștetul nostru și începe să josească sentința. Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul Iisus Hristos, cu harul, cu îndurările, cu iubirea sa de oameni, să te ierte. Iar eu te dezleg. Deci, judecata lui Dumnezeu este o judecată milostivă și mântuitoare. Și apoi nu se oprește Dumnezeu atât, la atât, ci poruncește slugilor sale, adică preoților: junghiați vițelul cel îngrășat, pentru că acest copil al meu a fost pierdut și s-a aflat, a fost mort și a înviat. Respectiv, judecata lui Dumnezeu cu noi înseamnă împărtășirea. Așa judecă Dumnezeu, așa va judeca Dumnezeu pe toți risipitorii care se întorc acasă. Dar sunt și risipitori care nu se întorc. Sunt atât de mulți risipitori care ignoră casa lui Dumnezeu, care nu doresc casa Tatălui, care nu-L doresc pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu rămâne și pentru ei Tată și pe ei proniază judecându-i și îi judecă purtându-le de grijă. Și ce face Dumnezeu cu aceștia? Își trimite slugile sale să-i silească să vină acasă. Și slugile lui Dumnezeu, pentru risipitorii care nu se întorc, sunt necazurile, sunt bolile, sunt încercările, sunt crucile vieții, care nici de cum nu sunt pedepse, ci modalități prin care Dumnezeu caută să ne silească libertatea noastră, să ne revenim în sine și să venim acasă. Așa va judeca și judecă Dumnezeu lumea înainte de sfârșitul istoriei și înainte de sfârșitul pământesc al vieții fiecăruia dintre noi. Al doilea tip de judecată este la momentul în care noi trecem dincolo. Este momentul în care se desparte sufletul de trup. Și atunci Dumnezeu ne judecă. Defecțiuni tehnice. Deci vă spuneam că al doilea chip de judecată sau al doilea moment de judecată a lui Dumnezeu cu lumea este la momentul, pe capătul vieții noastre pământești, atunci când sufletul se desparte de trup. Respectiv, Dumnezeu ne judecă atunci tare curios, înainte de toate, ceasul morții fiecăruia dintre noi. Să știți că nu este nimic întâmplător. Dumnezeu alege ceasul morții noastre în momentul în care noi suntem în punctul maxim al deschiderii vieții noastre către cer. Atunci ne ia Dumnezeu. Este o judecată care scapă nouă în înțelegere, pentru că unul moare sub roțile mașinii, altul necat, altul într-un prăpăd oarecare. Dar neîndoios, ceasul acesta al morții este momentul maxim de deschidere a persoanei respective către cer, către veșnicie, către destinul lui veșnic. Este judecata, este purtarea de grijă a lui Dumnezeu ca judecată a Tatălui care își cheamă copilul acasă. Dumnezeu nu ne ia și chiar nu îngăduie să fim luați dincolo decât atunci când noi avem deschiderea cea mai mare
spre destinul veșnic, spre viața veșnică. E greu de înțeles lucrul acesta. Și apoi, după ce sufletul s-a despărțit de trup, începe judecata particulară. Și aici lucrurile sunt extraordinar de profunde și de frumoase. Mă refer la corpul bisericii, mă refer la noi, la ortodoxi. Păi nu suntem noi trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte a acestui trup? Nu suntem fiecare dintre noi cei prin care curge sângele lui Hristos? Nu am devenit noi mlădițe pe butucul viei? Și atunci judecătorul Hristos își judecă trupul său. Nici nu apucă bietul om să își dea duhul, că biserica începe lupta pentru judecata lui înaintea lui Dumnezeu. Nu începem deja privegurile, nu începem slujba mormântării. Ce sunt acestea decât biserica ce își apără înaintea lui Dumnezeu trupul său, mădularul său? Și mai mult decât atât, judecătorul Hristos este în același timp Mântuitorul Hristos. Pentru că nu începem noi oare liturghisirea și liturghia pentru cel adormit? Și nu luăm acolo în taina liturghiei părticele și punem pentru cel adormit? Și unde punem părticica? În sângele lui Hristos. Hristos judecătorul se judecă în potir cu cel judecat. Pentru că este Hristos judecătorul, Hristos mântuitorul. Vedeți ce lucru minunat! Ne întoarcem acasă în ceasul morții, e chemarea Tatălui Ceresc, ceasul morții, de aceea să privim cu nădejde ceasul acesta și apoi judecata particulară a fiecăruia din trupul bisericii nu e altceva decât iarăși o judecată mântuitoare a lui Dumnezeu cu noi. Și este o judecată deschisă până la capătul istoriei, pentru că noi rămânem din generație în generație să fim așezați cu minți în potir prin pomenirea pe care copiii copiilor noștri o fac nouă. Și noi suntem cu generații înainte duși dincolo și nu uită urmașii noștri ca numele noastre, respectiv persoanele noastre, să fie așezate în potir în sângele lui Hristos. De judecata noastră particulară este o deschidere, iarăși o așezare a noastră în dragostea milostivă și iertătoare și jertfitoare a lui Hristos judecătorul. De aceea judecata particulară pentru noi, pentru ortodoxi, este o mare nădejde. În sfârșit, va fi și al treilea chip de judecata lui Dumnezeu cu noi, respectiv judecata cea din urmă. Judecata cea din urmă este o mare taină. Oricât am încercat să o pricepem, nu o putem cuprinde. Dumnezeieștii părinți oferă câteva tâlcuiri, câteva punctări, câteva nuanțe referitoare la judecata din urmă. Înainte de toate ne spun tâlcuirile că Dumnezeu va împărți, judecătorul Hristos va împărți la învierea finală pe oameni în două cete, o ceată de-a dreapta, o ceată de-a stânga, Baleșii numește capre și oi. Respectiv, risipitorii întorși acasă, oile, și risipitorii care nu vor acasă, caprele. Și aici poate ar trebui, cu multă cuvință, să fac o subliniere, că există o vastă literatură, dar nu de factură ortodoxă, ci bogomilică, care povestește că sufletul ar fi luat și ar fi plimbat prin toate locurile pe unde a umblat
și dacă este un netrebnic care nu vrea acasă, îl duce și prin rai, îi arată bunătățile raiului și acela începe să se tânguiască, începe să se ardă de nereușita destinului lui. Și îngerul îi arată tot și îi spune, n-ai făcut cele bune, ca atare vei fi pedepsit. Și acela cu mult plânset și mult vaiet intră în iad. Nu ține de ortodoxie lucrul acesta. Și judecata din urmă va fi, poate mai drept spus, o ultimă încercare mântuitoare a lui Dumnezeu cu neamul omenesc. Întâi, ceata aceasta a oilor, a celor de-a dreapta, vor fi cei care, spun Sfinții Părinți, cei care toată viața pământească au zis că de Dumnezeu, Doamne, facă-se voia Ta. Și în cele din urmă, la judecata din urmă, vor spune același lucru, Doamne, facă-se voia Ta. Iar voia lui Dumnezeu, așa cum zice Mântuitorul Hristos, voiesc ca niciunul să nu piară, ci toți să se mântuiască. Voința lui Dumnezeu este viață pentru făptură. Voiește Dumnezeu ca toți să ne împărtășim de comuniunea vieții trăinice, a vieții veșnice, din iubirea nesfârșită și milostivă a lui Dumnezeu. Și vor zice cei de-a dreapta și atunci, Doamne, așa cum zicem și acum, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei sufletului meu. Zi numai cu cuvântul, sau mai bine, ușile pe care Tu le-ai zidit, pe acestea Tu deschide-le și intră și locuiește întru mine. Și Dumnezeu va fi totul în toți aceștia. Și Sfântul Ioan Gură de Aur are un cuvânt deosebit. Zice, când auzim de judecata din urmă, gândindu-se la oile de-a dreapta, ar trebui să ne bucurăm. Pentru că bucuria aceasta vine din faptul că judecata din urmă este ultimul prasnic al creștinătății, cea mai completă și mai frumoasă sărbătoare a omenirii, pentru că va fi ziua în care din creație va fi izgonită moartea, va fi izgonit păcatul, adică despărțirea de Dumnezeu, va fi izgonită suferința, întunericul, în care doar viața dumnezeiască și iubirea dumnezeiască va avea un cuvânt de spus. Și continuă Sfântul Ioan Gură de Aur, dar în vreme ce spun că ar trebui să ne bucurăm, frica împătrunde până la oase. Gândindu-mă la aspectul celălalt de judecată înfricoșătoare. Pentru că judecata aceasta din urmă va fi și înfricoșătoarea judecată. Dar în ce sens? Și aici ar putea să apară o nedumerire. Oare cum se poate ca Dumnezeu milostivul să fie Dumnezeu osânditorul? Să spună Dumnezeu cel care cheamă, Dumnezeu cel care spune veniți la mine, să-L auzi într-un sfârșit de istorie, duceți-vă de la mine. Cum am putea să punem în gura lui Hristos care a zis, cel care va zice fratului său, Raca, prostule, este vrednic de o sândă și să auzi în gura lui Hristos zicând către creația sa, blestemaților. Cel care zice, veniți și moșteniți, să-l auzi zicând de pe tron, duceți-vă de la mine. Ar putea să pară o nedumerire. Cum Dumnezeu milostivul și iubitorul de oameni poate să apară cu fața aceasta Dumnezeu osânditorul? Asprul, procurorul. Și toți Sfinții Părinți spun, la judecata din urmă, în ceata de-a stânga a caprelor, nu se va auzi niciun strigăt de pocăință, niciun strigăt de iertare. Că dacă s-ar auzi un cuvânt ca acesta, îmi imaginează unul dintre părinți, un strigăt ca acesta, Doamne, știu că am fost netrebnic față de Tine și față de acești prea mici ai Tăi, de care vorbește Dumnezeu că nu i-a adăpat. I-am înfometat, nu numai că nu i-am hrănit, nu numai că nu i-am adăpat,
ci pur și simplu i-am însetat. Și nu numai că i-am însetat, le-am deschis gura și le-am turnat pe grumaz apă sărată. Și și-am privit cu satisfacție până au murit la Pitești și la Ghedla și la Iud. Și i-am schingiuit într-un mod bestial, drăcesc de-a dreptul. După ce i-am omorât, le-am rupt mădularele și mâinile, pentru că n-au renunțat la numele Tău. Dar acum Tu, Doamne, continuă dialogul, acum mie nu mi-ar ajunge o veșnicie să plâng. Nu-ți cer să mă mântuiești, îți cer să mă arunci în iadul cel mai de jos. Dar lasă-mă să plâng, lasă-mă să-mi văd victimele pe care le-am schingiuit, lasă-mă să văd embrionii pe care i-am avortat, lasă-mă să văd toate crimele vieții mele și să nu mă ajung o veșnicie să le plâng și pe Tine să Te zărez de acolo, din chinul meu cel mai de jos. Dacă un astfel de cuvânt ar exista în ceata de-a stânga, Dumnezeu i-ar mântui. Dar spun părinții, tocmai aceasta nu se va auzi la judecata din urmă. Regretul pentru cele făcute. Nu știu dacă e cel mai potrivit exemplu, închipuiți-vă dumneavoastră pe unul care își pune pe el dinamită și bombă și merge și aruncă în aer, numai pentru că sunt creștini, o comunitate întreagă. Sau cum vedeți pe internet că le taie capetele și în ziua noastră și omul acesta merge la judecată în fața lui Hristos. Va trece dincolo dorindu-L pe Hristos, pentru care El a prigonit și pe care L-a prigonit în ceilalți. Și spun părinții, tocmai aceasta este taina judecății din urmă, că Dumnezeu milostivul rămâne Dumnezeu iubitorul, că Dumnezeu judecătorul rămâne Dumnezeu răstignitul, dar făptura, libertatea făpturii va spune în ceasul acela de istorie, nu te vreau. Sunt câteva cuvinte, am zice, cheie de tâlcuire, de înțelegere cât de cât a tainei judecății din urmă. Și unul dintre ele este chiar acesta, că va împărți în capre și în oi. Taina de dincolo este faptul că aceste capre, acești oameni care decid să respingă pe Dumnezeu, ca și caprele, dacă lași o turmă de capre între ele, le lași un an, 5, 10, un viac, un milion de ani, caprele nu devin oi. Așa e și dincolo. Cel care trece dincolo necrezând devine mai necredincios. Cel care urăște mai mult. Cel care este urător de virtute este mai urător de virtute. Cel care nu-L dorește pe Dumnezeu dincolo nu-L dorește mai mult. Prin urmare, nu Dumnezeu este nemilostivul, aspul, judecătorul, procurorul, gardianul, osânditorul, ci libertatea omului, opțiunea omului și dincolo pentru iad. Și mai este un cuvânt cheie. Spune Evanghelistul Matei, iar aceștia vor merge în focul cel veșnic. Ei vor merge. Aceștia vor merge, aceia vor merge. Nu gestul, închipuiți-vă un tată, dumneavoastră fiecare în parte, sunteți mame, sunteți tați. Dacă ați avea un copil netrebnic și în ceasul din urmă zice, tată, am greșit, mamă, iartă-mă, ce zice? Du-te în foc în veșnicie, nu te vreau. Ar putea Dumnezeu să respingă strigătul făpturii într-un ceas de după istorie? Tocmai aceasta este taina întunecată a iadului, că aceia vor merge, nu Dumnezeu îi va alunga. Și apoi mai este un cuvânt, că îi va despărți, precum desparte păstorul oile de capre. Adică ce va face Dumnezeu dincolo?
Acest va despărți oile de capre înseamnă că va izola puterea răului. Puterea celui rău, puterea diavolului, care nu va mai putea să lucreze împotriva fiilor lui Dumnezeu. Adică lucrurile se vor decanta prin puterea lui Dumnezeu. Că mai este un cuvânt, vor merge în întunere cu cel din afară. E o expresie foarte interesantă, întuneric din afară, și există și un întuneric din lăuntru. Despre întunericul din lăuntru vorbește Mântuitorul când se referă la conștiința umană. Iar dacă lumina care este întru tine, conștiința care este întru tine, este întuneric, cât de cumplit poate fi întunericul acesta? Dar este întunericul din lăuntru, din acest viac, când binele se amesteca cu răul, neghina cu grâul, păcatul cu virtutea, iubirea cu ura, urâtul cu frumosul. Dar dincolo, întunericul din afară vrea să spună că vor merge într-o lipsă de sens totală. Într-un întuneric în care nici măcar o licărire de ieșire sau dorință de ieșire din starea respectivă. Niciun fel de tresărire a conștiinței spre lumină. Că dacă aceasta ar fi în cel mai adânc iad, Dumnezeu ne-ar scoate de acolo. Și atunci, ca să încheiem lucrurile, să le închidem, iată, până la sfârșitul istoriei, judecata lui Dumnezeu este o judecată milostivă cu risipitorii care se întorc. Ceasul judecății și judecata, ceasul morții noastre și judecata particulară este iarăși o judecată milostivă. Iar judecata din urmă va fi revărsarea iubirii întregi a lui Dumnezeu către făptură. Și concluziona părintele Nicolae de la Rohia, Nicolae Steinhardt, atât de frumos zicând, să nu huliți, el prelua un cuvânt din Sfântul Isaac Siru, să nu huliți spunând că Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu este drept, Dumnezeu este milostiv. Că dacă ar fi drept în sensul juridic al termenului, ne-ar termina pe toți. Dar Dumnezeu stă 24 de ceasuri, nici măcar un ceas, pe scaunul dreptății, stă pe scaunul milostivirii 24 de ceasuri din zi. Și se milostivește și spune el, deci nu de Dumnezeu mă tem, că Dumnezeu este bun, ci mă tem de mine, că liber fiind, aș putea într-un sfârșit de istorie să-i spun lui Dumnezeu, nu, nu te vreau. Și să am opțiunea aceasta, ca făptură mărginită și nemernică, dar liberă, să am opțiunea aceasta pentru iad. De aceea conchid că judecata lui Dumnezeu cu lumea este șansa mântuirii noastre, pentru că este judecata iubirii cu noi. Este iubirea milostivă a lui Dumnezeu fără de margini și fără de măsură, care caută să salveze Dumnezeu din noi și din viața noastră tot ce se poate. Ăsta e Dumnezeul nostru. Amin.